Apoi a zis sutașului, du-te, facă-ți-se după credința ta. Și robului s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus s-a întors, a văzut-o și a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Aceste pasaje ne arată că nu Dumnezeu în suveranitatea lui a decis să-i vindece pe aceștia, ci ei și-au primit vindecarea prin credința lor. Unei femei chiar îi spune, facă-ți-se cum voiești. Nu de Dumnezeu depinde dacă ești vindecat sau nu, ci de credința ta. Dumnezeu deja a dat această hotărâre, ca oricine vine la El cu credință să fie vindecat. De aceea e Jehova Rafa, Dumnezeu care te vindecă. Tu nu pe Dumnezeu îl aștepți să te vindece, ci El așteaptă ca tu să-L crezi.